El înaintea liniștit cu că... Opa! Bun găsit, prieten! Mamă, ce delay-ul a avut 9 februarie 2024. Ce delay-ul a avut! La 1 dimineața, Alex se întorcea de la iubita lui prin zona Muzicanți din Ploiești. El înaintea liniștit cu căștile în urechi. Deodată, pe lângă muzică, a început să răzbată un sunet sinistru, ca un fluierat. Păi nu știu dacă se aude pe cameră ce aud eu acum. Ascultă. Elysium. Coi, dă-te în pula mea. Bă, chiar o lăsat pauză de la chestia asta în videoclip. Respect, sincer. Chiar respect, dar mamă ce dintr-o dată a venit așa. Bă, ce românesc clipul ăsta, mă juri, cea mai românească reacție. Coi, dă-te-n pula mea. Mă, frate, cu românii nu poți să faci, mă, video horror. Nu poți să faci video horror cu românii, că tot e amuzant, mă, omule, mă. Românul, deschide gura, te cași pe tine de râs, ăsta e adevărul. Coi, e un fluier. Este important de reamintit faptul că la ora aia era pustiu, nu era nimeni, iar sunetul părea, scos dintr-o boxă. Era destul de natural. La momentul ăla, na, fiind și singur, complet, la ora târzie, era întuneric total. Pot să spun că m-am blocat puțin, chiar mă speriasem. Și pe filmare nu se aude bine, însă sunetul părea că se apropie din ce în ce mai mult. Și eu când am auzit treaba asta, am închis filmarea și n-am mai stat să văd ce era. M-am dus spre casă, nu... O cunoștință i-a spus că și fata ei a auzit sunetul cam la aceeași oră, în aceea zonă. I can fix you. Semn că Alex nu a fost singur. Prin apropiere se află gara, dar ei locuiesc acolo de mult frâna, timp și câteodată, nu l-au așa mai frâna. Auzit. Un șantier în lucru, ce slabă cum șanță, uităm la Paul Adrian. Având în vedere ora târzie. Vechea biserică a Fecioarei Maria, situată în Anglia, are o vechime de peste 650 de ani. După construcția alteia în centrul satului în 1850, clădirea inițială a fost transformată în capelă funerară. În 1950 a fost abandonată complet. Băi, ești nebun, în anii 60, vechea biserică... Onde sunetele astea mi asissimi e un tovaras cale aude se ara de seva timpsica se aud din directi random dar no guai calacate basile dupa se mi asise la aprut clipul asta. Ce pot să fie menționată tot mai des în ziua, din cauza unor incidente tulburătoare, îngerii de profanare de a mormintelor. Nigami. În martie 1963, doi tineri din Luton au fost văzuți jucându-se cu un craniu uman. Uai, ce rău a fost! Mamă, nu l-am mai auzit pe Paul să fie așa de rău de mult. Mai este că mai zice un cuvânt, așa nicușcur, zice cur, dacă mă zice o propoziție întreagă, auzi cum a zis. În martie 1963, doi tineri din Luton au fost văzuți jucându-se cu un craniu uman, pe care l-au găsit... Mamă, cum a respirat, bă! Lângă biserica. Înăuntru, după ce au forțat ușa, Mia, am văzut ce ai scris mie. Au văzut o scenă de coșmar, cu oase împrăștiate pe jos. Sătenii au văzut o scenă de coșmar, cu oase împrăștiate pe jos și simboluri ritualice pictate, generând acuzații de satanism am din văzut, partea clericilor văzut și poliției locale. În ciuda mărturisirilor unor studenți de vecinitate, care au pus la cale totul, poveștile de groază legate de biserică au persistat multă vreme. Iar turiștii au început să vadă și Paul Adrian e prins în treabă. Apariții paranormale. Tot în februarie 2024, Robert, un prieten din comunitatea noastră, s-a dus acolo în excursie. El a făcut mai multe fotografii inocente. Totul bine. Asta până când un amic de-a lui a observat într-una o apariție sinistră. Era Alexandra. Salut, Alex.
Opa. Un fel de călugăr care păzea nervos. Nervos! Păzea nervos. Un fel de călugăr care păzea nervos intrarea. Poate un demon. Băi, fătute în Dumnezeu! Bă, Paul, bă! Care copia bagiocoritor forma unui angajat al bisericii. Acolo nu s-a aflat nimeni atunci, desigur. Să fie doar o iluzie optică. Voi decideți. Bă, ce m-a sperat că dintr-o dată m-a luat, mă, omule, mă. O filmare sinistră din India. Hello, Gabi. Arată interacțiunea dintre Paul, doi bărbați și o femeie posedată. Mamă, dar ce nervos e omul. Interacțiunea dintre doi. Na, Jean. Na, că astea-s de-alea cu Jean, mă, frate. Astea cu Jean mă rup, v-am mai zis. Deci să mor eu dacă există vreun footage din ăsta scary pe internet care mă rupe mai tare decât pe Genie. Ăștia cu Jean mă rup, mă, mai ales ăia cu ăia din cave. Ăia mă distrug, mă, frate, mă, că văd un Jean din ăla în cave să mă bată, tata, nu, bă, deci, dacă eu eram în cave-ul ăla, eu mă băteam cu ăla, mă băteam. O filmare sinistră din India arată interacțiunea dintre doi bărbați și o femeie posedată. Posedată. Na, uite-te, băi, eu îi futeam o șpiță în gură de Doamne ferește, mă, mi se rupea. Coci. Așa, cone? Cu stângul. Cone, că îi futeam o șpiță în gură. Cone? Na, ce tongue work, ești prost? Vezi că știe. Urubo. क्या चीज है वहां पे दोस्तों यहां पर ना कुछ अजीब सी चीज दिखी यहां पे यार गुरा फेमेई से मिशका într un mod nefiresc în spatele ai fi stat să-l filmez ca și ăsta zic eu așa șpiț în se ascundea o persoană speriată. Ce tongue work, ia vezi, vă puteți imagina cum se simțea fiind prizonieră în propriul trup fără cale. Mi se rupea mie că e prizonieră în propriul trup. Oamenii n-au mai rezistat să o privească și au luat-o la fugă. Voi cum ați fi reacționat în locul lor? Skeletrix Island, sincer. Să când patrulau, niște pădurări au început după să audă mai voci și, da, m-aș mai uita la ceva, tot la ceva. Cineva îi striga. Se afla în pustietate însă. Crezând că e vorba de un excursionist rănit, a oprit. Însă în pădure nu se afla un om, ci un schimbă. Eu la 1.50 oricum muream. E, o ființă care poate imita atât animalele, cât un șpiț poți să dai și la 1.50. Sir, come out of the woods before we send in the dogs. De ce au zis așa, mă, omule? De ce mă uit la videoclipul ăsta și râde mă cac pe mine? We send in the dogs. Sir, come out of the woods before we send in the dogs. Așa au zis, de parcă s-o referi la dogs, gen degetele de la picioare. Andrei, mersi frumos, bro, de membru. Andrei, de camera, member. We send in the dogs. Here they come. Să-l bate pula, mă, frate. Go yourself. Sit. I know your fat ass is cold in the snow. It's warm. How the f*** are you still hitting, you f***er? Go get him. Bro. Where is he? No, ăștia șmecheri, frate, îți dai seama, s-a dus peste Skinwalker așa, mă, dă cu membru, aia zic, o pleca și membru. Mersi frumos, mamă, m-aș fi dus acolo la șofer. Mamă, stai că vine vecinul și mă bate. Dacă mai fac de astea. Yeah, I know. Vine vecinul și mă bate. Yeah, what? You find? Did you find him? They're back there, I think.
Pădurarea a înțeles imediat despre ce era vorba. Ei sunt familiari cu legendele despre Skinwalkers. Știu ce bântuie pe afară. Pentru că entitatea făcea mișto de ei. Mersi frumos. Bărbații au început să-i cum a zis, auzi? Pentru că entitatea făcea mișto de ei. Făcea mișto de ei. Bărbații au început să-i răspundă cu aceeași monedă. Ești ok, bro? Filmarea ne arată de ce nu e bine să ne aventurăm în sălbăticie după lăsarea întunericului. Ești ok, bro, Paul? Noaptea, o doamnă din Mexic a sunat disperată la poliție după ce a auzit mai multe zgomote în apartamentul fiului ei. Apartament care era gol, tânărul fiind plecat din oraș. Ofițerii ajunși la fața locului nu au găsit pe nimeni. Seamă, că nu scrie, niciun hoț, niciun animal rătăcit. Legit. Dar pe când se aflau înăuntru, și ei au început să audă sunete bizare. Voci, pași. Convinși că intrușii s-au ascuns pe undeva, ofițerii și-au rugat colegii de la secție să verifice dacă existau camere prin zonă. Existau. Mă aud în ce că am vorbit încet. O cameră stradală surprindea clădirea. Mamă. Fantomele a trei copii s-au plimbat prin casă, atunci când polițiștii au fost acolo. Administratorul clădirii spune că fenomenul se repetă regulat. Nimeni nu știe ce este. Ce tare, frate. Registrarea vreau să rămâne... Văd o fantomă, mă, omule, și eu vreau să văd o fantomă, mă jur că vreau să văd o fantomă. Vă rog, o fantomă, am primit filmarea următoare de la Ioanci. Ioanci! În 6 mai 2023. Da, Ioanci, bolă, micii, lor... dar stai Ioanci! Ionci, te chispunții pe ce te tăgheți. Un amic apropiat de al său s-a dus la un liceu părăsit din Lugoj, județul Timiș, pentru a vedea dacă poveștile despre fantome sunt adevărate. Au trecut minute bune și nu a văzut nimic. Era pregătit să plece când un plânset s-a auzit de la etaj. Drop de Adi și vin să te bântui. Găsești și o fantomă personală. Bă, vezi că e serios, bă, ce face Ioan ce aici? Are pistol! Are pistol! Fii atent că are pistol, bă, frate Ioan ce. Fă-te, pletos, pain. Lorand a urcat. Gata să înfrunte o eventuală persoană răuvoitoare. Care a fi făcut așa pentru a-l atrage departe de ieșire. Dar nu a găsit nimic. Sunetul s-a auzit în mod cert. Ce-ar fi putut să fie? Pistol în Lugoș? Păi, dar cum, mă, frate? Dar ce crezi, că în Lugoș nu-s pistole? Na! Na ce-o pus! Da, bofti început, Paul. Fii atent. Lobotomicor. Asta e legit, lobotomicor. Clădirile abandonate sunt pline de misteră și la ceas de seară. Mă, frate, mi-a stricat. Un alt tânăr se plimba printr-un asemenea loc după căderea întunericului, filmând. 20 de minute mai târziu, pe când a ajuns în dreptul unei încăperi foarte reci, a dat peste un detaliu terifiant. Priviți. Ia. Wow. Eu o pot fixa, sincer. Sincer, chat. Sincer, vă zic.
Hear me out, Chad. Printre grinzile de susținere stătea cineva. O persoană cu chipul grotesc. În mod ciudat, tânărul nu a văzut-o atunci. Hear me out, Chad. A simțit doar aerul rece, nefiresc, care l-a îndemnat să filmeze. A realizat pericolul la care s-a expus și văzând ochii persoanei străine, rânjetul diabolic, a simțit fior reci pe șira spinării. Cum dracu stai să filmezi? Ce ziceți? Strângem... Mă, omul meu a fost supărat, nervos tot episodul, nervos rău de tot episodul. Și acum la final? Ce ziceți? Ce ziceți? Strângem 5.000 de like-uri. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul. Îl iubesc pe Paul D'Adrian. Îl iubesc pe Paul D'Adrian din tot sufletul, mă jur. Mă jur. Pentru vizionare. Mă jur. Ne întâlnim din nou. Eu n-aș fugi, eu aș sta acolo. Eu aș sta acolo ca să mă bântuie. Să mă bântuie, să o duc acasă fantoma cu mine, să facă content. Tuturor, pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare. Fă podcast cu Paul? Bă! Ar merge, chiar o să-l invit la un episod. 498k, imediat face 500k, aia zic. Ești fan numărul 1? Chiar sunt fan numărul 1 la lui Paul D'Adrian. Chiar sunt fan numărul 1. Pe bune. Chiar îmi place foarte mult ce content face Paul. Criste, pup, brother. Paul D'Adrian, aminte-mă frumos, ar fi crazy. Bă, eu chiar aș vrea să fac o investigație cu Paul. Legit. O investigație cu Paul ar fi insane. Ne mai uităm la unul, hai să ne uităm la Pixels After Dark. Ai postat Pixels After Dark? Că ăla e al doilea preferat canal al meu. Ia, nu pot să mă uit la Semen Colby. Pixels After Dark. No. Pixels After Dark, nimic. Ne-am uitat la tot. La tot de la băieții ăștia. Ah, ăsta vreau să mă uit.